Bine te-am regăsit la o nouă lecție de machiaj online, Diva te învață make-up la minut. Astăzi îți voi împărtăși câteva secrete ale unui ten perfect de asemenea și cum să ai grijă în unele cazuri de pielea ta. Deci astăzi vom vorbi cu tine despre secretele unei pieli curate, proaspete și cât mai luminoase. Vom învăța câte ceva despre structura feței și de asemenea cum să ai grijă de o piele cu probleme. În primul rând, ai grijă să îți cureți fața dimineața și seara cu oarecare produse de îngrijire sau cu infuzii de plante naturale, cum ar fi mușețelul, uteiul sau ceaiul verde. Am invitat-o astăzi ca model pe frumoasa noastră diva Lady Club, Tania Vogue, pentru a ne fi de ajutor în studierea temei noastre. Deci, vom încerca să aflăm care sunt proporțiile feței noastre și anume vom începe cu cea mai importantă zonă a feței, care este zona ochilor. Este foarte important să știi că pielea ochilor este foarte sensibilă și prezintă cele mai multe probleme. A doua proporție a feței de care trebuie să ții cont în cea mai mare măsură este zona, așa numită zona T. Anume, fruntea, nasul și bărbia, de care ai foarte mare grijă atunci când îți cureți fața cu un scrap sau cu oarecare produs de curățire. De asemenea, ai grijă și de pielea obrajilor, care de obicei este o zonă mai uscată. Pentru crearea unui ten perfect avem nevoie în primul și în primul rând de o bază de machiaj de tipul acesta. Asta are o structură de ser, adică nici gel, nici soluție, cam așa. Are o culoare transparentă și nu are miros, de aceea va fi foarte ușor să o aplici pe piele. O aplicăm direct cu degetele. Ai grijă ca înainte de aplicarea fondului de să speli foarte bine mâinile cu săpună. Deoarece toate bacteriile pe care le-ai îngrămărit în timpul zilei pe mâini se transferă automat în politică. Începem cu fruntea, de la mijlocul frunții spre exterior. Anume, această bază de machiaj are un efect de matifiere. Și efectul îl te vedea imediat, uitându-te în oglindă, la o lumină mai pronunțată. După cum ți-a spus, ai bine grijă de zona T. Pe parcursul zilei, aceasta elimină cea mai multă cantitate de sebum. Și după ce ai aplicat baza de machiaj pe fiecare parte a feței în particular, mergi ușor cu degetele pentru eliminarea surplusului. Acum poți să treci la fondul. Unor persoane le este foarte greu să aleagă un fond de ten perfect pentru pielea lor, de aceea îți voi descrie câteva particularități ale pielii tale. Dacă te regăsești în ele, ai nevoie să mergi prin magazine pentru a căuta nuanța perfectă. De aceea, pentru o piele grasă, ai nevoie în primul și în primul rând de un fond de ten pe bază de apă, care de exemplu din această serie. Pentru o piele mai uscată, ai nevoie de un fond de ten care conține un oarecare procent de ulei, și anume de ulei pe bază naturală, fie el de măsline sau de altă structură. Pentru Tatiana vom folosi un fond de ten obișnuit, bază de apă. Și îți voi descrie câteva secrete ale aplicării. Unele persoane preferă să aplice fondul de ten cu degetele, nu îți recomand această metodă, deoarece astfel vei înmulți bacteriile din piele. De aceea îți recomand să cumperi o pielie profesională. Aceasta este de o mărime de 6 mm. Și cu ea vei începe să aplici începând de la frunte spre partea de jos a feței. Ai mare grijă să ștergi foarte bine marginile de unde pielea interacționează cu totul, deoarece acolo surplusul este cel mai vizibil. Începem de la pomeți. Cu ajutorul același fond de ten, poți să-ți corectezi forma buzelor
în caz că vrei să faci mai mici sau să le dai rumanță pală. Surplusul de spălătien, ai grijă să le elimini cu un distelat. Mergi ușor pe suprafața întregii vieții. Vom lucra acum asupra cearcănilor și a zonelor mai întunecate ale pielii. Avem nevoie de un produs numit anti-cearcăn. Este același spălătien cu o structură mai puternică. Îl aplicăm ușor, ai grijă să nu exagerezi. În comparație cu spălătienul, acesta se aplică exclusiv cu degetul. Deoarece pe pielea grapei inferioare se observă toate liniile unei pieli. Cu același anticeacăn poți să-ți acoperi partea întunecată a plăpii superioare. Începând de la interior spre exterior. Uite, așa poți să scapi ușor de cercurile negre de dimineață. Pentru unele tipuri de piele, ai nevoie să prelucrezi și partea interioară a nerilor. Ca să obții un efect iluminant și să te strage atenția de la această linie vântă. După ce ai terminat cu toate corectoarele și fondurile de ten, poți să treci la pudră. Pentru această procedură ai nevoie exclusiv de o perie cât mai mare. Prelucrăm atent partea interioară a ochilor. De asemenea, după necesitate, ai voie să pudrezi și mântul pentru a face legătura dintre nuanțe. Avem acum grijă de sprâncene și îți voi arăta cum poți să le corectezi fără a le încărca prea mult cu culoare. Ai nevoie de un creion, de o nuanță cafenie cu ceva gri. Începând de la bază sprâncenei, trasăm câteva linii ușoare spre exterior. Încearcă să nu folosești anume vântul creionului cât partea sa laterală. Și acum cu o perie de acest tip, începi să răspândești creionul pe toată suprafața sprâncenei. Ai grijă să nu lași vizibilă nicio linie de creion. Whether you loop be tying it up or rebocking, you see the hate that they
Și finisăm lucrul asupra tenului cu un blaș de manță naturală. Astfel, cu un ten curat și machiat, poți să-ți creezi orice look pe care ți-o dorești. Urmărește-ne data viitoare la Diva Te Învață Make-up pe Minut, unde îți voi dezvălui secretele machiajului Smokey Eyes. Pa, pa! This is like so cool! You cannot even imagine how great this is! Deci n-aveți idee! Și-a produs magnific! Mă jur!